Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, în această duminică ni se pune nouă în față o sfântă Evanghelie, valabilă pentru toți și care ne spune multe. Și o vom citi să o auzim. Și ea ne spune următoarele, Zisa Domnul, cel ce voie să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și mântuiască sfetul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sfetul său pentru mine și pentru Evanghelia acela, îl va mântui. Și ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sfetul său? sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest ne-am de și păcătoși, și omul se va rușina de el că va veni în salva Tatălui sau cu să-i îngeri. Apoi, a zis că trei, adevărat, vă spun vouă, că sunt unii din cei ce stau aici, nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Dumnezeu, venind cu putere. Dacă luăm, de aici. Primul verset ne spune cel ce voi să vină după mine să se lepede de sine. Oare ce să lepezi tu? Voia ta ce are Dacă o lepezi, este bine. Domnul Iisus ne-a chemat la asta. Și, iată, ne-a spus să luăm crucea, să rămânem lui. Dar oare unde vedem un exemplu în acesta? la mai bine, mai profund, pentru noi. Luăm exemplu din Sfânta Scriptură. Domnul Isus Hristos știa că va pătimi. Știa că va fi judecat. bazjocorit, jocurit omilit, răstignit să moară știa. Vedem că în Ghețimani, acolo când s-a rugat, a zis, Părinte, despre de putință, să că de la mine paharul acesta. Dar mai departe continuă și zice, dar nu voia mea, ci voia ta, Părinte. Vedem că era pusă în față o suferință, o dorere amară, o groaznică moarte pusă înainte. Dar a zis, nu voia mea, ci voia ta, Părinte. A lăsat voia omenească să înlinească voia dumnezeiască. Omul poate vrea ceva. Ce nu-i de folos și ziditor pentru el atunci? Sau pentru viitor nu-i ziditor? Dar dacă faci voia lui Dumnezeu, totdeauna e când faci voia lui. Totdeauna zidești. Vedeți ce înseamnă? Nu voia mea, ci voia ta, părinte, să faci voia lui. Și am început să le pădăm voia ce are Dacă le pădăm ce rău, rămâne cei bun. De Dumnezeu rândui și făcut. Și atunci le facem toate după voia lui. <coughs> La un leu, tu trebuie să-i spui să fie leu, că știe să fie, din start știe ce să facă el ca leu. Dacă l-o pisică o vezi pe ea, nu trebuie să-i spui ce înseamnă să fie pisică, că știa ce trebuie să fie. Dacă Vezi, în curte la țară, un cocoș care cântă de dimineață, știe el ce înseamnă să fie și să cânte. Nu trebuie să-i spui tu. Orice vezi în lume știe al acela ce să fie. Oare omul a uitat să fie om? Cum l-a făcut Dumnezeu? A uitat să fie cu ale omului în inimă? colegiști cu acelorlalți, să fie om între oameni. A uitați, se parte omenește. Dumnezeu l-a făcut de la început bun și așa vrea să fim. Am pus răul în noi și atunci acest rău, ni se cere să le lepădăm din noi, să lăsăm afară din noi. Acela e acel sine să scoți afară voia rea și să lași voia bună, voia celui de sus. Ai lăsat voia ta și ai luat voia de Dumnezeu. și de multe ori omul dacă i s-a întunecat rațiunea, a slăbit voința, să a sentimentul, nu mai gândește cum e bine. Și atunci lasă acele sine al tău, rău, lasă-l deoparte și ia ce Dumnezeu ți-a dat dintr-un început. ia pe acela tot de una. Dacă luăm un alt exemplu omenesc, am auzit de Abraham din legea veche. El a vrut să aibă un copil, să aibă urmași La bătrânețe Dumnezeu i-a dat urmaș copil pe Isaac. Dar la un dat, spune Avramei, să-l aduci pe Isaac Să-l aduci ca jerfă mie El putea comenta multe Avram Doamne orice Dar asta nu o fac Cum să iau eu viața lui Cum să o iau Să devin un fel de cain Încă mai rău Așa l-a luat viața la fratele lui O să iau viața la copilul meu Dar poate a zis Avram Doamne dar tu mi l-ai dat, e al tău Că tu mi l-ai dat Dar ne uităm la ce a făcut Av Avram Nimeni n-a zis nimic Din ce am uitat mai înainte nu a zis nimic Nimeni n-a comentat nimic Și s-a dus să facă A lepădat orice voie a sa S-a lepădat de sine S-a lepădat de sinele lui de voia lui. Și a zis, fac voia lui Dumnezeu. Și prin Avram, spune în Scriptură, că zice Dumnezeu, se vor binecuvânta toate neamurile, toate neamurile prin Avram. Vezi ce îți dă această ascultare? Să poți lepăda sinele și să zici, Doamne, nu voia mea, ci voia ta, părinte. Ce mult contează. Noi chiar cerem asta. Chiar cerem. Noi. Dar vezi ce? Când am cerut-o noi? Și unde o cerem noi? Noi o cerem des. Și zicem așa, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Nu zicem noi asta. Ba zicem. Și atunci dacă este așa, în cer cei buni fac voia lui, totdeauna. Satana nu face cel căzut, cel aruncat. Dar îngerii din cer fac voia lui. Au lepădat voia lor, se lepădat de sine și va voia tatălui. Și noi zicem, Doamne, facă voi voia ta precum în și pe pământ. Și noi să le pădăm sinele, ne le pădăm de sine. Le pădăm voia noastră rea, Lăsăm doar ce Dumnezeu a pus bun acolo. Ne lepădăm și în voia ta, Părinte, să o facem. Oricând și în orice împrejurare. Ce bine e dacă poți face așa. Noi ne rugăm, dar nu să zici să împlinească altul întâi, ci împlinește întâi omule cu tine. Te lepezi de voia rea, te lepezi de voia tarea, și faci voia lui Dumnezeu. Și atunci este bine. Ai primit ce zice Domnul Iisus Hristos. Și atunci orice vine peste tine o încercare, tu o duci, o duci. Și nu zici facă se voia ta, că se face, se împlinește. Dacă luăm un exemplu, ce cruce a avut de purtat Iov, a avut deportat. Vedem că le ispitește cel rău și Iov nu lasă răutatea să-i pătrundă în suflet, deloc. Nici un pic de răutate nu lasă să intre în el. să înjure, să blesteme, le vede de Dumnezeu, să jure pe oameni sau pe cineva, nimic rău. El s-a lepădat de sine și a lăsat vreo Dumnezeu în el. Doar a zis atât. Cuvinte cunoscute, Domnul a dat, Domnul a luat, fiind numele Domnului binecuvântat. Ce cuvinte grozave a rostit Iov. El s-a lepădat de sine. Și dacă a fost bolnav, tot s-a lepădat de, voia, de sine. De rău s-a lepădat de voia sa, cum mai zice. Voia sa omenească, și lăsați voia dumnezeiască doar în el. Le vă sinele și lăsați să fie voia celui de sus în el. Nu voia mea, ci voia ta, Părinte. Dumnezeu ne spune voia lui în Sfânta Scriptură. Și ca exemplu au zis, iubiți-vă unii pe alții. asta e voia lui. Iertați-vă unii pe alții. asta e voia lui. Ajutați-vă unii pe alții. asta e voia lui. Fiți unii lângă alții, în cele bune, asta e voia lui. Fiți lângă cel bolnav, asta e voia lui. Cercetați-l pe cel sărman, asta e voia lui. Ajutați-l pe cel lipsă, asta e voia lui. Dar te lepezi de tine, de sinele tău și e voia lui Dumnezeu în tine. Și când lua voia lui Dumnezeu în tine, atunci poți purta orice. Că știi de ce lupți și pentru cine lupți. Vedem dintr-un început, când a fost omul făcut, Dumnezeu i-a spus la Adam și la Eva, să nu mâncați din pomul acela. Li s-a spus și au știut. Vine șarpele și le spune că pot mânca. Acum era pus în ei să aleagă, să facă voile Dumnezeu Șarpele le-a spus ce să facă, că dacă mănâncă, nu mor. Sau să facă voia lor să aleagă să mănânce. Ce voie vor face? A cui voie? Al lui Dumnezeu sau voia lor acum? Că erau puși să aleagă. Îți spun să aleg între a fi cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Să fac cum vreau eu sau cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus ce să facă. Și ce se numește dacă nu fac. Și le-a spus, puteți mânca, că nu se întâmplă nimic. Puteți mânca. Vedem că oamenii aleg voia lor. Nu s-au levădat de sine. Aleg voia lor. Ascultând de șarpe, de cel rău. Și au mâncat și au căzut. Vedeți ce înseamnă să iei voia ta? să nu lepezi voia ta când ai pus gândul la că am pomenit de el cel rău atunci cazi nu mai ești cu Dumnezeu ci ești fără Dumnezeu și dacă ne uităm la un alt exemplu din Noul Testament în altfel vorbește acesta așa nume un om zice Doamne eu te voi urma dar nu lasă-mă să mă duc când este tatăl meu. Iisus însă i-a zis, lasă morții să-și îngropi morții lor, tu vină după mine. Adică, voia ta e să mergi acolo, dar dacă vrei, vină tu după mine, lasă voia ta. Te lepezi de sine, de sine tău și faci ce spun eu. Și a făcut-o. Vedeți ce înseamnă? Trebuie dat de sine. Ale păda da voia ta și a face voia lui Dumnezeu. Ce mult contează asta. Și repet, noi zicem: Facă-ți voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și dacă o zicem, să o facem. Căci este spre folosul nostru. Cândva doi ucenici roagă pe Domnul Iisus Hristos ceva. Și anume. Două cetăți nu-l primește pe Domnul Iisus Hristos și a zis, Doamne, lasă să ne rugăm să boare foc din cer, să iardă. Asta a fost voia lor. Dar Iisus le-a spus că nu de aceea a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Și nu-i voi. Era voia lor. Era voia lui Iisus Hristos. Vedeți? Două, voi, două voințe se bat. Și ucenicii n-au mai cerut, n-au mai pus voia lor în față. Zice, Doamne, noi asta vrem, o facem, dar nu-i lasă. Vedeți? Le arată care-i voia lui. Și atunci să te lepezi de voia ta, de sinele ăsta. Să te lepezi. Sau altă dată, tot, doi, tot acei doi ucenici vin și cer să aibă loc primii în cer lângă Iisus Hristos. El le-a spus că între ei nu trebuie să fie așa. Trebuie să fie mai mare, să fie slujitor. Ei au exprimat voia lor, omenească, purtată poate de mândrie sau de altceva, care n-a fost bună. Eu le-a arătat că nu asta e voia lui și să nu fie nici voia lor. Să se lepede de voia aceea, să se lepede de sine, de acea voință. Să ia voia lui Dumnezeu. Și dacă fac așa, atunci este bine. Dar oare cineva face așa? Vedem că ucenicii, când au cerut foc din cer, n-au mai cerut. Cei doi, când au cerut mărire, n-au mai cerut. Și au slujit cu umilință, cu mărine, toată viața pe Isus și pe oameni. Au înțeles. Ce mare lucru. Iar un alt vasa lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Că mine Domnul Iisus Hristos la el îl oprește, zice, Doamne, n-ai nevoie tu să fii botezat de mine, ci eu de tine și îl oprește, n-ai nevoie. Asta era voia lui ca un om smerit, se recunoștea smerit. Doamne, eu am nevoie să vă botează de tine și nu tu de mine. Zmerenia și recunoașterea. Și Ioan a spus lucru corect, Iisus nu avea nevoie de botez, că nu avea păcate, dar o face pentru noi să i asupra lumii păcatele, păca -i asupra lui păcatele lumii. Dar totuși, dacă Iisus i-a zis, lasă Ioane, că a zis că noi toată dreptatea, lasă Ioane, Ioan și-a lepădat voia lui. Și-a lepădat. S-a lepădat de sinele său. Și l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Ce mult contează asta dacă știi să faci această lepădare și atunci pe urmă, pe toate le porți. Și să ia cu asta să mi urmeze, urmeze mie. Păi dacă le păda da voia ta, orice ar veni porți ca Iov, orice ar veni. Dacă Pavel la început prigonat pe creștin, că asta a fost voia lui, după ce s-a convertit, după ce s-a întâlnit cu Iisus la poștele Damascului, se schimbă și schimbă voia, se schimbă pe sine, se leapă de pe sine, se pune în slujba lui Iisus de tot să facă voia lui. Merge în lume, prin câte nu trece, bătăi, aruncare la fiare, foamete, lipsă, biciuire, închisoare, prin câte nu rabdă, dar le-a purtat cu credință și cu dragoste. Știm pentru cine suferă pentru Isus Hristos. Știm de în slujba cu este a lui Isus Hristos. Și mai știm că apostolii sunt chemați la Ierusalim, că l-au vestit pe Isus. Li s-a spus să nu mai vestească. Și au fost bătuți tare. Și au ieșit de acolo bucuroși. Auzi bucuroși. De ce? Că au suferit ceva pentru Domnul lor. O bucurie ce le-a fost pusă înainte pentru cine au suferit noi pentru Domnul nostru. Iată ce am făcut noi pentru El. Am suferit și am tăcut, dar îl vestim mai departe. Că au lepădat voia lor. S-au lepădat de sine. Și erau cu Hristos și cu voia Lui ce mult înseamnă asta. Iar dacă lași voia ta, lași ce-i rău în tine, să te stăpânească, voia ta, și dacă nu-i bună, tu zici că e bună, că e bine, Ca așa zici dacă se întunecă rațiunea, că nu a păcat să nu ca rațiunea, că poți zice la bine rău, la rău bine. ai schimbat. Ce se poate întâmpla atunci? Luăm un exemplu din Scriptură. Oare cum a fost Iuda? Chemat să fie apostol. Chemat. Și l-a urmat pe Iisus Hristos și el. L-a urmat. Până în Ghesiman. L-a urmat, a fost acolo, prezent lângă Iisus. Prezent. Dar n-a învățat să se repede de sine. Iubirea de arginți îl stăpânea. N-a lepădat-o. N-a lepădat-o. Și de aceea lua și din punga ce era dată lui, că el ținea punga. Lua din ea. Nu s-a lepădat de sine. Ci sinele acela, răul acela, dat-o la omenesc, era în el. Și cel Dumnezeu l-a pus deoparte. Doamne, voia ta o pui deoparte și voia mea împlinesc. N-a lepădat voiarea să fie doar cu voia Dumnezeu. Și lua din pungă Ba mai mult, îl vinde și pe Domnul Iisus Hristos cu 30 de arginți. Îl vinde și ia banii. Vedeți ce face? Omul că nu se leapă de sine, de vre, o voia ce are ea. N-a lepădat voia sa, să o ia voia lui Dumnezeu în el. Doamna, le păda ce al meu și eu ce al, ce al tău. Și am zis, voia Dumnezeu, o găsim în scrisă în Sfânta Scriptură. Citești și -o, o să o vezi. Și dacă te iai după ea, ai lepădat voia ta și ai voia Dumnezeu în tine. Te le de tine. Și Doamne zici, voia ta. Citești de aici? Zici voia mea. Să nu furi să nu furi. Să-și cinstești părinții, să-i cinstești. Chiar evreii aveau, de exemplu, porunca să-și cinstești părinții. Și-au dat o lege. Să nu-i cinstească. Auzi. Să aibă acoperire, dau o lege. Să fie mulțumiți. Că au făcut ceva, dar o lege omenească. Nu le bădare de sine. Le bădare de Dumnezeu și de voia lui. Asta au făcut ei. Legea se numea Corban. Ce însemnea Corban? Dacă erau părinții, trăiau și ar fi avut nevoie să-i le duc lemne iarna să-și facă foc. Și eu aveam, trebuia să-i ajut. Dar ziceam, lemnele le duc la templu, nu la părinții. Era iertat. Se considera că se făcut datoria față de ei sau că nu mai trebuie să lor nimic. Erau flămânzi, deci au duc hrana la templu. Facă ce vrea cu ea. Puteau muri părinții de foame, că nimeni nu se că ai făcut un păcat, că ai călcat legea. Cauta ei lege omenească. Nu aveau haine dezbrăcați. Tu nu le duceai lor, deci ai duc la templu. Și atunci era scăpat de datoria față de ei. Au dat legea aceasta ei, între ei. Au făcut o lege omenească să schimbe legea dumnezeiască. Și au zis, nu te le da de sine. Tu fă ce am zis noi. Dar au făcut legea după ei, omenească. Și Iisus i-a mostrat Că au călcat legea de Dumnezeu făcând voia lor. Legea lui Dumnezeu făcând lege după, după oameni. Vedem adevărul, vedeți ce înseamnă aici? Ei au zis, nu ne le de noi, că nu vrem să ne dăm părinții, dar cum scăpăm? Să nu fim acuzați. Și au dat legea ei pentru ei, omenească. Ce mult contează să poți să te lepezi de sine, de sinele tău, să iei vă Dumnezeu în tine și să o faci. Și o găsim în Sfânta Scriptură voia Lui. Unor oamenii aleg zicând, lasă că e mai bine cum zicem noi. Așa zici tu. Luăm așa un exemplu. Sau două. Lot a avut gineri în Sodoma și Gomora. Dumnezeu deci i-a spus la Lot, ia familia și pleacă. Căci aceste cetăți, Sodoma și Gomora, va pieri. Tu fugi. Și să nu te uiți înapoi le spune Lot la cei din casă, la fete și la soție, uite, vom fugi, dar nu ne uităm înapoi. Și apoi le spune și la gineri, haideți că plecăm și de ce? Au zis ginerii, după voia lor, și-au ales voia lor, noi nu plecăm de aici. Că n-au crezut în Dumnezeu. Și necrezând au zis, noi stăm aici, pleacă tu dacă vrei lot, du-te. Ei au rămas și au pierit. Lot a plecat cu familie, Dar nevasta lui a uitat să facă voia celui de sus. Că i-a spus, nu priviți înapoi. A luat voia ei și a zis, mă întorc să văd. Și dacă mă întorc ce S-a întors a privit și s-a făcut stă de sare. Vedeți? S-a schimbat. N-a mai fost ce a fost. Stă de sare. Din femeie s-a făcut stă de sare. Era altceva. Și tu, când te întorci la voia de Dumnezeu, la voia ta te schimbi. Ai lepădat o voie și ai luat o alta? Te-ai schimbat, ești altul altul în vorbă, altul în purtare, altul în gândire, altul. Ești altul. Iar dacă vei pieri ca fiul lui Lot, ca genul lui Lot, ce să zici atunci? Că te așteaptă pieirea. Sau dacă te transformi ca nevasta lui Lot, te transform, te schimbi tu. Nu că Dumnezeu a zis ce ai făcut tu, că ai lepădat voia lui. Ce mult contează să învățăm asta. Cândva a învățat asta un tânăr. Oare ce tânăr a învățat asta? Dacă ne uităm, Domnul Iisus spune o pildă cu fiul risipitor. Acela a luat voia lui întâi. A luat-o. Tată, dă averea. A cerut-o. Tata i-o dat-o. A fost voia lui. Nu i-a mai plăcut în casă. Ce face tatăl? Rânduiale din casă. Nu i-a plăcut. A fost voia lui. Și a luat averea și a plecat. A fost voia lui. Nu voia tatălui, ci a lui. Tatăl în acelea Dumnezeu, iar el reprezintă pe oameni. Și a plecat. Și averea o risipește și bate joc de ea. Ajunge lipsit Slugă și îngrijitor la porci. Cine îngrijia de porci era socotit de evrei, bati de tot. Îngrijitor de porci. Rău a ajuns. Dar acolo răbdă în foame. Lipsă. Scrie acolo în Evanghelie. Și a venit în sine. Și a venit în sine. I-a venit, cum am zice, mintea la cap. Să se întoarcă înapoi. La tatăl, cu cuvânt de iertare și să-l primească ca pe un argat. Și a venit în sine. A încer am zis, lepăd voia mea. fost să de stau departe. Lepăd voia mea, că nu-i bine aici ce am făcut. Și mă întorc apoi și zic să mă iete să mă primească. S-a schimbat. Cum a fost la început, cine e el cum a fost când a risipit cine a fost el a ajuns el cineva rău de tot dar până nu și-a venit în sine nu s-a schimbat până n-a luat voia cea bună de a se întoarce cu smerenie cu cuvânt și cele de iertare și să fie primit s-a schimbat vedem că a pădat voia lui și a venit la tatăl voia lui forea. Să stea departe, dar vine înapoi. Iar un alt exemplu, luăm pe Iosif, logodnicul Mariei, a Fecioarei Maria. El, când a văzut că Maria e însărcinată și știa că el nu-i vinovat, că nu era soția lui, ci doar logodnica lui, a vrut să o lase în el putea să zică, mă duc să spun la ceilalți cei cu Maria. Și dacă spunea, trebuia să fie omorâtă cu pietre. Dar era totuși om bun. Om bun. N-a făcut ce a zis legea. Fiind cu bunătate în suflet, el n-a lepădat voia divină, totuși a zis așa, eu nu mă duc să o spun, să fiu ucisă cu pietre, ci plec eu de la ea. Să zică oamenii, uite, a lăsat-o el. Uite cum s-a purtat el de rău că a lăsat-o. Când ea avea nevoie mai mare, el a lăsat-o. Să vige pe mine vina și cuvintele rele și nu pe ea. S-a gândit Iosif. Dar Dumnezeu îi spune, Iosive, să iei pe Maria. Că ei cine până ce -nice de, eu, de, la, de, la Duhul Sfânt, să o iei. El care e gata de plecare, și a lepădat voia lui. Și a lepădat-o. Și a luat-o. Nu voia mea, ci voia ta, părinte. Asta face Iosif. Vedeți că se poate. Asta a făcut-o și Avram. Vedeți că se poate. Dacă a făcut și eu, vedeți că se poate. Oare cei trei magi care au venit la Ierusalim după stea, o pierdut steaul, nu se mai vede, caută unde se ne scundă împărat. Și ajung în față la Irod. Și le spune, mergeți, căutați-l, vă închinați, veniți și spuneți unde e, să-l caut și eu, să mă închin și eu. Zice asta el cu gând rău ca să-l omoare. Merge cei trei magi, îl află, îi închină, duc daruri. Dumnezeu le-a spus însă, pe altă cale mergeți acasă. Voia lor era să meargă pe la Irod, că vezi, Doamne, au promis, dar Dumnezeu a spus, mergeți pe altă cale și a luat în inimă voia lui Dumnezeu, nu voia omenească. Dumnezeu știa de ce le spune și au plecat pe altă cale acasă și nu pe la Irod. Vedeți ce înseamnă alestele, stele, dar de tine, de sine, de tine, de voia ta. Și ai luat voia lui Dumnezeu să fie în tine și să o împlinești. Și atunci poți purta orice cruce, nu contează. Poate a fost mai greu drumul pe care au mers magii când au plecat, dar n-a contat că făceau voia celui de sus. Precum a luat și I Iosif să grijească de Maria și a fost în Egipt și s-a dus, s-a venit înapoi și a venit, s-a așezat în și s-a așezat. Unii s-a spus, s a făcut, a lepădat, s-a lepădat de sine și a făcut voia Tatălui. Iar Fecioara, când vine îngerul să îi spună că va naște, a lepăda voia sa. Și ce a răspuns? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ce lepădare de sine. Și cum vrea Dumnezeu, așa să fie. Și noi zicem, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Dar dacă zicem, să o facem. Și atunci, Poate vine, să vină orice greutate peste tine, că Dumnezeu e cu tine și îți ajută. Orice ar veni, cum a venit la Iov și apoi și a revenit înapoi, peste apostol și a venit înapoi, peste Iosif și apoi revine, toate bine că nu le zinție înapoi. Dar fă voi voia asta. E trecut aici. Și dacă faci voia lui, este bine. Iar cine are o de auzit, să audă. Amin. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.